Bună seara, dragi prieteni! Bun venit la cea de-a patra întâlnire a Centrului de Studii al Fundației Dacica din seria conferințelor Dacica. Astăzi l-avem invitat pe domnul profesor Sorin Paliga, conferențiar doctor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, specialist în limba cehă și lingvistică comparată și unul dintre foarte puținii specialiști actuali în substratul limbii române. Tema propusă pentru astăzi este legată de toponimele preromane păstrate până astăzi. Câte sunt? Sunt puține, sunt multe. Care sunt acestea? Noi o să fim ochi și urechi și abia așteptăm discuțiile și ipotezele propuse de domnul profesor. Bun venit, domnule profesor! Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația de a participa la această serie de webinarii. Bine v-am găsit și sper să nu vă plictisesc. Nu știu cât va dura exact, o oră, mai puțin de oră, vedem, da. Cu siguranță nu o să ne plictisim. Cei care suntem aici pentru asta suntem, pentru că suntem interesați. Trebuie să mai spun că domnul profesor Paliga a muncit ani de zile la un dicționar etimologic al cuvintelor de substrat din limba română. Eu chiar sunt curioasă să vă întreb ce se mai aude. A fost parțial publicat. Dicționarul etimologic al elementelor de substrat, să spunem grosul, adică majoritatea esențială, există publicat. Există și în variantă PDF. Eu acum finalizez, adică iarăși grosul e finalizat, dar nu e publicat dicționarul etimologic al limbii române integral. Sigur, nu este un dicționar tezaur, adică nu o să găsiți, o să găsiți în dicționarul Academiei absolut toate cuvintele dialectale și așa mai departe. Neologismele care vin abundent în fiecare zi, dar lexicul esențial al limbii române... Eu am început cu elementele autohtone pentru că aia e partea grea a limbii române. Aia e partea grea. Este cea mai grea, da. Elementele romane, sigur, și acolo sunt discuții. E roman, e roman, e mire, e din Miles sau nu e din Miles. Dar astea sunt câteva, 10-15 cuvinte. Acolo e greu. Și acolo s-au potignit toți, de fapt. Acolo s-au potignit toți. Oricum, expertiza dumneavoastră în domeniul limbilor slave este... una de, cum să spun, indispensabilă pentru a lămuri o mulțime de chestiuni și știu că v-ați ocupat de cuvinte. Vreau să vă spun un secret tuturor. Cele mai reușite studii de pe această tema substratului a moștenirii le au pentru limba română slaviști. Și nu mai slaviști. Așa este. Hajdeu, care a fost un slavist impecabil, știți că a falsificat texte slave ca să-i testeze pe contemporani, le publica, le analiza, lumea se lea și după 3 luni, după ce se înțelegeau, păi Dumnezeu, că e fals, pe secolul XVI nu exista forma asta. Și sigur, și-a creat dușmani. Gheorghe Ivănescu, Ariton Vraciu, toți au fost slaviști în primul rând, adică, și o să și explic de ce slavistica e esențială aici. Poate ne reîntâlnim la un webinar în care să ne povestiți despre cuvintele de substrat atribuite limbilor slave, pentru că e un subiect pe care l-am urmărit de-a lungul anilor în lucrările dumneavoastră și se pare extrem de important. Acum să ne întoarcem la toponime. Așteptăm cu mare interes prezentarea dumneavoastră. Suntem toți pregătiți, luăm și notițe și ne pregătim întrebările. Aveți cuvântul. Ok, mulțumesc. Foarte pe scurt, chestia cu elementele pseudoslave în limba română, pot să o prezint foarte pe scurt, în sensul că, într-adevăr, au fost cuvinte considerate sau citate uzual drept slave, fără să fie slave. Unul este faimos, sută. Dacă o să vă uitați în dicționar, o să vedeți că sută, deși dacă e la bani mărunți, o să vezi că nu are cum să fie slav, pentru că nu respectă legile de evoluție fonetică. Sunt mai multe. Stăpân, care a fost considerat slav, în sfârșit colegii bulgari, când au scos volumul 8, parcă al dicționarului etimologic al limbii bulgare, care deja e la volumul 8 sau 9. Deci o să fie un metru de dicționar etimologic. Lucrare serioasă. Ei chiar știu să facă lucruri serioase.
Asta este. Acolo, în sfârșit, au fost de acord că stopan în bulgară este cuvânt autohton, că și iau, și bulgară are un element, are un fond trac, că e direct din trac, că e prin român, asta sunt discuțiile de fapt. Dar astăzi am vrut să vorbesc despre toponime. De ce? Practic, în literatura română de specialitate, o să dau drumul la share screen ca să avem... Se vede, da? Da, da. Ok. În literatura română de specialitate, să știți că, nu o spun cu mândrie sau ca să mă laud, nu există lucrări dedicate toponimiei în general. Există o singură lucrare, să spunem, de la A la Z a lui Iorgu Iordan, Toponimia românească, din anii 60, dar, după părerea mea, este o lucrare slăbuță. Iar despre toponimia autohtonă, în afară de citatul dicționar al meu, care, să spunem, este și, adică se referă și la partea toponimică, nu prea există. Pot să menționez faptul că în literatură, pot să și arăt, există o singură lucrare de fapt, Istoria limbii române, două volume, 1965, volumul 1, 1969, volumul al doilea, și în acest volum al doilea, Cicerone Poghirc, care nu mai este printre noi, are circa 50 de pagini despre influența autohtonă, unde are, practic, singura listă consistentă, să zicem, nu completă, dar, zicem, semnificativă, a toponimilor autohtone, sigure sau probabile sau posibile din fondul autohton. Acest lucru, cum să spun, e un avantaj pentru că am intrat pe un teren gol sau aproape gol. Da? Reamintesc, deci, lucrarea lui Poghirc, sau capitolul mai exact, el, autorul, spune aici, dacă aveți, e o carte de referință, are mai mult de o jumătate de secol. Chiar în nota întâi la textul de față reprezintă o formă prescurtată a unei variante mai dezvoltate a lucrării. Eu unul nu știu dacă a publicat varianta dezvoltată pe care o citează. Eu l-am cunoscut personal pe Poghirc, eram student, l-am cunoscut, să spunem așa, el preda la limbi clasice, o făceam limbi slave. L-am cunoscut în anii 90, când a revenit în țară pentru persa, și nu țin minte să-mi fi menționat că ar fi publicat cartea și nici nu am văzut-o undeva publicată, deci probabil că a rămas în manuscris. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este, sau două elemente esențiale vreau să vă prezint de la început. Deși a fost puțin studiată această, mai ales această toponimie, să spunem, preromană, deci veche, de substrat, situația din România, să știți că nu diferă mult de situația din alte țări. În lucrarea din 2006, Dicționarul etimologic al elementelor autohtone, în a doua parte, la adenda, sau la, mă rog, am 4-5 anexe acolo, am un lexicon, să spunem, minimal, sau, mă rog, esențial al toponimiei preslave din Balcan, deci în zona slavă. Ce înseamnă zona slavă din Balcan, deci de pe teritoriul actualei Bulgariei și pe teritoriul fostei Iugoslavii, deci arealul sârbo, croat, macedonean, sloven, Bosnia-Herțegovina, și un mic capitol cu toponimia preslavă din zona cehoslovacă. Da? M-aș referi în primul rând la zona Balcanilor. De ce? Balcanii sunt arealul, nu, care substratul este tot tracic, cel puțin pe zona Bulgariei este tot substrat tracic. Pe zona Serbiei este de asemenea tracic. Macedonenii sunt și ei probabil la origine veche macedoneni, tot o sușă tracică sau o tranziție traco-iliră.
Iar pe zona de vest, nu, deci actuala Croație, bună parte din Bosnia-Herzegovina, este arealul Ilir. Da? Deci situația este foarte asemănătoare. Există și o lucrare care, după părerea mea, rămâne de neegalat pe studierea toponimiei sud-est europene. Ea se referă la toponimele de pe litoralul Adriatic, respectiv de-a lungul coastei Croației, de ea și insulele Croației, dar datele prezentate acolo se pot extinde pe întreg arealul sud-est european sau european. Pentru că Petar Skok, autorul dicționarului etimologic al limbii sârbo-croate, cum spune el, croată sau sârbă, nu așa era atunci formula, face cea mai bună analiză, după părerea mea, o analiză necunoscută. Deci eu nu țin minte ca, în afară de mine, să fi citat cineva această lucrare extraordinară, care lămurește foarte multe lucruri. Petar Skok era și un bun romanist, știa și limba română destul de bine. Ca atare, multe analize pe care le face sunt mult mai bine făcute decât le fac lingviștii români. Dar asta este o altă discuție. Deci, dacă ne uităm pe analiza lui Skok și pe care o fac și alții, nu numai Skok, l-am dat ca referință pentru că lucrarea lui a apărut în 1950. 1950, deci 70 de ani au trecut de când a publicat-o. A rămas quasi necunoscută lingviștilor români, relativ puțin citată și de străini. Eu mi-am scanat-o, când am stat la Ljubljana la studii, mi-am scanat-o. Deci nu avem o situație specială. Specială în România este faptul că, foarte ciudat, nu s-au prea studiat. De ce? Mi-e greu să dau o explicație. Probabil ține de faptul că studierea acestor antichități preromane, nu știu, bate cu tracomania pentru mulți sau au impresia că exagerăm. Nu e adevărat. Eu vreau să vă spun că studierea fondului preroman, de să spunem elementele de substrat în română, nu numai că au fost exagerate. Ele sunt substudiate, ca să zic așa. Foarte puțin studiate. Deci nu este vorba de a fi tracoman sau dacoman. E adevărat, sunt și site-uri de tracomanie, dacomanie, dar eu mă refer la lucrurile serioase. Nici vorba. Mai există o idee care circulă în folclorul academic, care este totalmente falsă, că studierea fondului autohton, deci tracologia, ar bate spre mișcarea legionară din perioada interbelică. Asta e o prostie. În perioada interbelică nu a apărut nicio lucrare de tracologie, absolut niciuna. Și nici de tracomanie, absolut deloc. Nu există așa ceva. Singura lucrare din perioada interbelică relevantă pentru studierea lexicului român este lucrarea lui Alexandru Filipide, Istoria Românilor, care nu este de fapt o istorie, este mai degrabă o istorie filologică, în care are câteva analize foarte bune, de exemplu primul care spune că stăpân este un element autohton. Dar asta a pierdut așa în lucrare, care este bună, interesantă de altfel. Lucrarea s-a propriu-zis despre limba română, a apărut recent din manuscrisul său la Iași, a apărut acum câțiva ani, puțin, nu știu, 2-3 ani. O am și în bibliotecă. Deci, acestea fiind spuse, prima concluzie este că nici vorba să fi studiat la modul serios și cu atât mai mult să fie exagerat, că nu prea avem ce să exagerăm. Ce a scris Poghirca aici în cele 50 de pagini, nu e nici pe departe o exagerare, este așa, un minim. Deci, la punctul A l-am extins cam prea mult. Punctul B. Marea problemă în studierea fondului autohton au fost niște idei preconcepute care au pornit de la premise eronate. Au spus că evoluția fonetică în cazul elementelor autohtone, da, trebuie să urmeze aceeași evoluție ca elementele latine. Păi da, o urmează dacă sunt identice fonemele, dar erau identice oare? Toate fonemele limbii trace erau identice cu fonemele, deci cu sunetele limbii latine? Nici vorbă.
Ori de la asemenea premise greșite, sigur că concluziile sunt greșite. De exemplu, ce are foarte specific româna în afară de, nu în raport cu alte limbi romanice? Situația lui BV intervocalic și situația lui R intervocalic. Și cei care au respins ideea că ar fi niște elemente autohtone pentru că au BV intervocalic sau R intervocalic, este o eroare. O premisă greșită care nu s-a bazat pe exemple. Atenție, de ce nu s-a bazat pe exemple? Pentru că, pe de altă parte, de mulți ani, cuvinte precum abur, bală sau balaur sau căciulă sunt citate uzual ca elemente autohtone, deși au exact acest BV intervocal. Da, exemple sunt mai lungi, evident. Sunt mai multe. Nu? Și deva este elementul, nu este dava, deva, este evident. Se vede și la fața locului că deva aia pe deal e o dava, e o deva, e o cetate. Aș o văi, care este rudă cu Șiroi și cu Șiria și cu Siriu și cu Siret, deci după cum vedeți... Deci, dacă aceste lucruri sunt corect analizate și premisele sunt corecte, putem spune ca o primă concluzie că dacă dorim să tragem concluzii privind evoluția fonetică sau situația elementelor de substrat ale limbii române, respectiv toponime în sens larg, de nume de locuri, de râuri, de regiuni și așa mai departe, pe de o parte și lexicul, în primul rând trebuie să le analizăm. Tragem concluziile la urmă, nu tragem concluziile și începem să analizăm ca să forțăm lucrurile să intre pe concluziile între ghilimele. Este și motivul pentru care, este unul dintre motivele pentru care lucrurile s-au învârtit în cerc și, practic, noi nu avem o lucrare, o istorie a limbii române publicată sub girul academic, nu că ar fi singura istorie a limbii române, cea care v-am arătat-o, mai sunt, evident, cea a lui Rossetti, care, din punct de vedere al analizei fondului autohton, este practic inutilizabilă. Avem una foarte bună a lui Gheorghe Ivănescu, apărut în 1980 la Iași și care, după părerea mea, este cea mai bună ca stil de abordare. Și acolo fondul autohton este destul de bine analizat. Sigur, cu unele chestiuni discutabile, dar suntem oameni, mai greșim. Atrag atenția că lucrarea lui Gheorghe Ivănescu, din cele ce mi-a spus Cezar Ivănescu, poetul, este cam o treime din manuscrisul inițial, din motive de nu atât de cenzură, cât de mărimea cărții. Deci, cartea tipărită cu corp mic are vreo, nu știu, 600 pagini și ele erau vreo 1800. Și ca atare, autorul a fost nevoit să o concentreze. Alte istorie ale limbii române fie minimalizează acest substrat, fie nu-l analizează sau îl trec în câteva... Ori situația este exact pe dos. Eu am ținut acum vreo lună, o lună jumate în seria de comunicări a facultății noastre de limbi străine și am spus acolo, estimările mele sunt, fără să fac o estimare precisă, la discuții poate găsesc că am uitat să pregătesc. Fondul autohton este foarte important. Dacă luăm ca reper elementele latine care sunt numărate, deci baza de date DEX, pe care mi-au dat-o și le mulțumesc, îi mulțumesc lui Cătălin Frâncu, care mi-a dat două versiuni de acum vreo 8 ani și de acum vreo 4 ani, numără 1450 de cuvinte, plus minus câteva cuvinte. Multe puține nu știu. După estimările mele, fondul autohton urcă spre 1000, dacă nu cumva sare. Deci se apropie, vorbesc de elemente latine vechi, de nu neologisme din secolul XVIII-XIX și mai încoace, care sunt încă pe atât. Am revest elementele vechi ale limbii române. E mult. Domnule, e prea mult. De ce li s-a părut mult? Pentru că au plecat de la altă premisă greșită. Că dacă franceza are 200 de elemente celtice, păi și româna trebuie să aibă tot vreo 200. Asta e o premisă, spuneți-mă, dar dreptul proastă. Adică, de ce să aibă? Poate să aibă 100, poate să aibă 1000. Trebuie să le numeri mai întâi ca să spui câte sunt, nu? Bun, acestea fiind zise, azi o să mă concentrez pe toponime.
În dicționarul care l-am menționat al elementelor autohtone, eu am pus și, sigur, nu toate toponimele autohtone, pe unele nu le pot analiza, dar pe cele importante eu cred că le-am surprins. Sunt și câteva erori pe acolo, o să le elimin în... Eu vreau să vă prezint astăzi, am întocmit ieri și azi, pregătind prezentarea de azi. Sper că mă văd și mă aud bine, da? Nu vorbesc singur. Da, pot să am un feedback, da? Se aude bine? Da, se aude bine. Eu am închis microfonul și camera să vorbesc. Da, bun, că am senzația că vorbesc singur, deci nu vorbesc singur. E ok, e perfect. Și sunetul și imaginea. Bun. Eu ieri și azi, pregătind, am avut mai multe variante și am renunțat. Vreau să vă prezint o schemă pe care am întocmit-o zilele trecute. Ei se scrise în engleză, vă mărturisesc și cu gândul că poate o public. Nu știu, nu așa în forma asta brută, îi mai adaug o introducere, o analiză și... Am vrut să prezint analitic, comparativ. Am adunat așa la oaltă ce tot studiez eu de vreo 30, 40, 50 de ani. Aceste toponime, deci preromane, deci în principiu trace. Ce am pus aici sunt elementele cer sau foarte probabil trace. Nu am trecut aici, poate voi trece, niște toponime speciale. Două sunt de is celtic. Iza, da? Care sună, care rimează cu hidronimele din Europa Occidentală, Isar, Izer, nu? Din zona franceză. Și care corespunde și cu arealul celtic din secolul IV, nu? Deci ei au fost pe acolo și, în al doilea rând, râul și orașul Zălău sau Zalău, da? Care rimează cu hidronimul Zala de la frontiera maghiaro-slovenă și care este un celtism. O să spuneți, da, are lui intervocalic. Păi da, are lui intervocalic și trebuie să aibă. Nu trebuie să... rotacizeze. Și sigur, avem celtismele astea paneuropene de tipul Galata, Galații, Galiția și așa mai departe, dar astea intră într-o altă categorie, astea sunt niște celtisme migratorii, mă refer la Galata, Galații, da? Greu de spus dacă acest Galații de pe malul Dunării din România reprezintă un toponim dat acum 2000 de ani sau mai mult, când au venit celții, sau este o denumire mai nouă. Aici trebuie studiate documente. Da? Deci aceste celtisme și în general, sigur ele, cum să spun, Iza și Zalău, sunt elemente celtice, dar tot preromane. Deci ele s-au încadrat tot limbii trace, nu? Și vorbitorilor de limbă tracă, chiar dacă presupunem că la un moment dat a fost un bilingvism celtotrac, greu de reconstituit. Ceea ce vedeți aici sunt toponime din arealul sud-slav. Toate sunt de origine tracă, majoritatea, sau de origine iliră. Ele sunt, cum să vă spun, ce se vede pe coloana din mijloc. Contribuția mea aici este minimală în sensul că am adunat ce au spus ei, adică lingviștii bulgari, sârbi, croați, sloveni, care au cele mai consistente analize, inclusiv pe Tarkov pe care l-am citit și lăudat. Dorim să arăt că există niște similitudini sau chiar identități, dar și câteva diferențe. Și o să vreau să le trec în revistă. Da? Unele sunt, ca să zic așa, evidente. Nu? Ce aș putea să adaug la, dacă compar Abrut, cu anticul Abrutus și cu Aptat din Bulgaria. Ar fi greu să cred că acest Abrut are altă origine decât are acest Abrutus în Bulgaria, adică este o formă tracă. Da? Arad, să știți că este ocolit în toate lucrările de toponimie, deși vechimea lui este incontestabilă. Da? Sunt mai multe toponime. Eu am trecut aici, repet, ceea ce vedeți pe coloana din stânga la România și pe centru, nu sunt toate.
Sunt așa câteva de bază, o să le completez. Cuvântul baci, aici am trecut cuvântul din lexic, evident există și în toponimie, da, baci apare în multe toponime, mai mari sau mai mici, mai ales toponime locale, sau microtoponimie, cum se cheamă, da. Cuvântul este foarte răspândit în Balcan și în lexic, îl au și ei, nu și maghiara l-are, și îl au și în, și în toponimie, da? Ceea ce vedeți aici este Serbia, nil este nomen locis, am niște abrevieri, nomen fluminis, nume de râu, nu băgâie Bulgaria, nume de loc Serbia, da? S-R, Serbia, Slovenia, da? Slovenia, da? Nu Slovacia, asta S-R este Slovenia, da? Ia uitați cât de frumos merg, da? Inclusiv în derivate, Bački Potok, părâul Baciului, da? Și care aici am câteva comentarii, nu cum sunt atestate. Bade, de asemenea, apare și el în Slovenia. Da? Un pârâu afluent al Ban. Se zice că cu Ban discuția e lungă. Eu am scris acum mulți ani un articol în care analizam toată seria. Ban, jupân, stăpân, da? Cu alternanța BP. Ba chiar și cioban intră aici, dar aici vreau să mă refer doar la aceste asemănări toponimice. Da? Iarăși, ban și el apare în... O să adaug în forma finală să văd ce lista de toponime sau lista principală unde, de toponime românești în care apare ban. Acum, avem seria Bârgău, da? Un munte important în România și avem forme absolut similare pe tot arealul sud-slav în două forme. Una este de tipul barbarium și alta este breg, care în limbile slave se, prin etimologie populară și substituție etimologică, este asemănat de breag, mal. Da? Și avem și acest foarte interesant, nu foarte clar toponim bulgăresc, burgas, da? Neclară relația cu burg. Posibil să fie un germanism, posibil să fie un element vechi. Astea sunt vechi. Deci ceea ce vedeți deasupra la cele două, în cele două grupuri sunt elemente vechi. Dar mâncă e Macedonia, da? Buda. Să zic că Buda este un toponim de mare răspândire. Sigur că el interferează și cu cuvântul Buda. El este răspândit ca toponim pe un mare areal. Și în Balcani, și în Europa Centrală, nu Buda, Budapesta, și în România avem câteva localități Buda. Sigur, nu în toate cazurile putem să-i stabilim vechime. Dar avem fără doar și poate un toponim vechi, de mare răspândire, probabil unele forme sunt mai noi. Mai departe, grupul Carpați, Caraș, Carant. Da? Acum cu Carpați e clar. Este clar un element... Da, de substrat, numele munților. Avem și pe arealul sud-slav. Da? Asta interferează cu cuvintele slave, dar ei le-au analizat corect, sunt substituții etimologice. Sigur, este o insulă Carpatos și în Grecia, care iarăși este un toponim foarte vechi. Ce am trecut aici, dar o să trec probabil în forma finală, numele etnic al carpilor este clar derivat de aici, da? Deci populația nord-tracică, nu dacică, a carpilor. Cătun, iarăși, care apare în toponime, apare și pe arealul sud-suslav. O situație interesantă este Chilia. Chilia, există niște toponime Chilia, una este în Bulgaria, altul este în Slovenia, cu palatalizare Țelie, Chilia, brațul Dunării, care evident interferează cu Chilie, da? Și care, la urma urmelor, prin filieră bulgară sau neogreacă, sau ambele, ajunge la latinul celarium. Da? Asocierea cu Chilie este iarăși o substituție etimologică. Un caz interesant care l-am discutat într-un articol, cine este interesat îl găsește pe Academia Edu. N-are rost să insist, că discuția e lungă și destul de complicată. Da? Cert este că există oclujița și în arealul sud-slav,
Există și pe arealul occidental, nu Chizo, Chiuza, Chiuza Forte. Ce este interesant, el este Claudiopolis în textele medievale, deci orașul lui Claudius, da? Claudiopolis, și care se leagă etimologic de Claudoclaudere, da? Pe care ei l-au echivalat strămoșii cu numele Clus. Da? Precum am spus aici, Pulpul Deva era un calc în tracă după Filipopolis, da? Deci orașul lui Filip. Tracii l-au calchiat în forma Pulpul Deva, l-au tradus, pur și simplu, da? Orașul lui Pulpus, da? Deci al lui Filip, ceea ce a dat rând în Bulgaria actuală Plovdiv, printr-o serie de evoluții fonetice nu foarte clare, dar aici avem Pulpul Deva, da? Care s-a bulgarizat, s-a slavizat în forma Plovdiv și care este, fără doar și poate, un toponim vechi și care este în partea sa finală, da? Div, este chiar rudă cu Deva despre care vorbeam. Relația codru-codriana este foarte clară, dar nu are legătură cu quadratus, are legătură cu rădăcina indo-europeană cad, a ascunde, a proteja. Cucu-cucui. O situație interesantă, care cu siguranță pe mulți va surprinde că apar aici, este perechea deal-ardeal, nu care mulți s-au obișnuit să o creadă de origine maghiară. Originea maghiară nu este sustenabilă și nu pentru că eu aș avea ceva cu originea maghiară. Sunt maghiarisme în română, dar nu asta. După cum observați, Transilvania calchează această formă ardeal, dincolo de deal, dincolo de dealuri. Da? Știți că acest cuvânt deal este un cuvânt foarte vechi în zonă. Este răspândit pe tot arealul românesc și în diverse forme și la Slavii de Sud, Dalmația, sigur, forma actuală din croată este livrescă, e buchiș, da? Dar avem în antichitate, nu? Un grup etnic, nomen populi, unde denonim Dalmate de Delmate, da? Din această rădăcină, prin transmisie directă, în zona croată s-au păstrat Glamoci și Dlamoci, da? Despre Deva am mai vorbit, probabil și Deda și Deta sunt înrudite cu altă dezvoltare, aici avem, repet, V intervocalic într-un element autohton este absolut normal, absolut normal, deci nu este niciun fel de concesie că ce a spus Iorgu Iordan în toponimia românească, că ar fi de la Deava, fată, limbile slave, asta e o prostie, hai să fim serioși, deci... E de neînțeles cum totuși un lingvist cum e Iorgu Iordan a putut să scrie o asemenea. Da. În schimb, la un moment dat, când analizează, n-am cartea la îndemână, am citit-o în bibliotecă, Moldova, da, o derivă de la molid. Zice că e element autohton, dar o derivă de la molid, de la molid ova și este... Acum să râdem, să plângem, nu știu, mai vedem, negociem dacă să râdem sau să plângem. O să trec pe scurt la cele două forme, Drenkova-Dridu, care au corespondență pe zona sârbă, Bosnia-Herzegovina-Drina, antic Drinus. Da? Drumul, care apare iarăși în toponimie, este un balcanist clar. Vreau să mă opresc asupra acelor cuvinte oarecum, toponima oarecum speciale. Ce se întâmplă cu Dunăre? Sigur că este un element preroman. Noi observăm că aici avem și pe reconstrucția fonetică și pe aici este un alung. Acest alung este în română redat prin U. Și care se reîntâlnește, o să-l vedem mai jos, în cazul Mureș față de Marisia, tot cu alung. Dar Marița în Bulgaria, din aceeași rădăcină. Deci, mi se confirmă ceea ce am scris acum câțiva ani într-un studiu, că pe arealul central tracic, atât la nord cât și la sud de Dunăre, parțial, pe zona centrală și nordică, avem o evoluție foarte interesantă alung, U, care nu se păstrează pe zona de la sud de Dunăre din zona Hebus. În Bulgaria avem Marița. Da? Deci acolo rămâne A.
Această evoluție ni se confirmă în română pe alte forme. Mureș este unul dintre exemple. Mumă este alt exemplu. Avem mamă din latină, avem mumă element autohton și avem maică elementul slav. Și avem codrumoma. Da? Iarăși avem o combinație între acest mama din tracă, avem codru, care l-am văzut mai sus, cu evoluția absolut de așteptat în O, pentru că din A lung la U, probabil că a fost o formă intermediară cu O, care dialectal s-a păstrat ca atare. Da? Codrumoma, dar mumă. Da? Să zic că acel U e foarte interesant pentru un limbist. Și nu e o întâmplare, adică nu au zis mumă că nu, este element al basmelor. Deci este un element în structura intimă a limbii. Structura intimă a limbii. Bun. Cazul glina, avem elemente sus-slave, Slovenia, glana, glina. Avem și în arealul occidental, glan, chiana în Italia. Deci, un caz interesant este ibru. Una pentru care secvența ibr și care corespunde identic cu bulgar ibr, sârbesc. Râul din Ibar, da? Avem un ibru și în Ucraina. În Ucraina, da? Ibar. Deci caracterul său preroman este absolut evident. Absolut evident. Avem două elemente în lexic licării licurici și avem în Croația râul Lika, da? Care este foarte ușor de etimologizat. Este lake, to glitter, to shine, deci a licării, a strălucit. Avem aceste toponime în man, dar atenție, caraiman, săsărman, nu caraorman. Caraorman este turcic, da? Așa e. Avem acest interesant toponim media și care are corespondențe foarte, foarte clare în zona slovenă, sub slavă. Mureș, am vorbit mai sus și nu insist. Ceea ce este interesant este că aceeași evoluție la U din A lung apare pe arealul sloven, și pe arealul croat. Și mai apare pe hidronimele de tip Morava. Avem o Morava în Serbia, avem o Morava la frontiera cehoslovacă, da? Deci între Cehia și Slovacia, râul Morava împarte cele două areale. E frontiera, să spunem, convențională statală, sigur dialectală, dialectele din stânga Moravei se aseamănă cu cele din dreapta Moravei și trecerea se face. Această evoluție de la A lung în U pe arealul vestic, vest-balcanic, da? Dar și central european mărturisesc că nu este foarte clar. Deci presupune că și în acele areale, pentru că aici, pe zona slovenă, și pe zona croată nu prea erau traci, erau iliri. Da? Pe zona slovenă au fost și celți la un moment dat. Dar putem presupune, pentru că nu-i singurul exemplu, nu-i singurul exemplu, da? Deci avem cel puțin două pe arealul ilir, sau pe interferența, da? Traco-iliră. Avem iarăși două situații clare, două hidronime, Nera și Năruja, care au corespondențe quasi identice pe arealul sud-slav, da? Nera, Neretva, da? Nerav, Neravska Reka, da? Deci râul Nerei, da? Precum și Nerete, și Macedonia, da? Suntem pe zona Vardarului. Aici este o discuție care, iarăși, ar fi foarte lungă. Secvența Nistru și Nisetru, care merge pe secvența Nesebăr din Bulgaria, Mesembria, alternanța asta mâine. Sigur, aici se adaugă și Nasture, care am omis să-l... Dar trei cuvinte, două cuvinte foarte vechi în română. Nisetru și Nasture. Nisetru și Nasture. Acum, pe... O formă identică sus-slavă cu alutus nu am identificat, dar avem, apropo de ceea ce li s-a părut ciudat multora și au zis că este intermediar slav. Acum, nu că ar fi imposibil să fie intermediar slav. Întrebarea este de ce ar fi intermediar slav doar în cazul oltului.
Pentru că Argeșul este fără O. Sunt alături, ca să zic așa. E același areal. De la Olt la Argeș avem, nu știu dacă sunt 100 de kilometri. Deci avem același areal din sudul României. Mai degrabă este vorba de niște evoluții fonetice care merg pe latina postclasică și pe nu acest bilingvism tracoroman, pentru că avem din Almus Lom, din Almisa Omiș, din Asamus avem Osăm, da? Deci pe arealele din Serbia, Croația, Bulgaria. Deci acest A, sau grafiat A, pentru că asta e o altă problemă. Da? Aici este probabil partea care, pentru care aș putea ține o conferință separată și poate o să o fac. Cazul oraș, oraș, uriaș, Oradea, Orșova, Urlea sunt mai multe. Cu riscul că voi simpatici, acest cuvânt nu are cum să fie de origine maghiară. Nu are cum să fie de origine maghiară. Și ca atare, am scris despre asta, și ca atare o să vă invit. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că această rădăcină or-ur apare și pe zona tracă. Deci avem o serie de toponime. N-am apucat să le scriu aici, că o să văd cum organizez într-o formă finală tabelul. Sunt multe. Toponimele trace terminate în al doilea element al compusului au unele, în loc de deva, dava, au ora, oros, oro. Clepora, clevora, clapora și așa mai departe. Deci acest ora apare atestat în toponimia tracă. Da? Ceea ce este interesant și eu cred că nu știați. Există în arealul sud-slav vreo 7 localități, și pe Macedonia, și pe zona sârbă, și prin Croația, vreo 7 am numărat eu, care se cheamă toate orașați. Da? Ați este sufix toponimic specific limbilor sud-slave, apare și în croată, nu? Rădăcina e foarte clară, este oraș. N-avea cum să fie element maghiar care ajunge până în Macedonia. Avem, în schimb, să știți că avem Varoș în bulgară, Varoș, cred că apare și în sârbă, Varoș însemnează târgul din centrul unui oraș, care este evident maghiarism, deci este din cauza prestigiului urban la un moment dat al Europei Centrale, acest cuvânt, da, deci forma maghiară, Varoș, apare și în arealul sud-slav în bulgară. Până astăzi, deci sunt, de pildă, în Blagoevgrad, unde am stat eu câteva, vreo 2-3 săptămâni, partea de târg se cheamă Varoș. Da? Este interesantă migrarea cuvântului ca element comercial. Un cuvânt care cu siguranță o să vă socheze este Safta Săftoiu, care, să știți, are corespondențe nu în antroponimia bulgară, ci în toponimia bulgară. Seftovite, Dăbe, Seftoviciucarii în regiunea Panagiursko. Antic este Seuta, Seuto. Să știți că bulgarii n-au nicio ezitare în a-l considera element preslav și preroman, evident. Da? Un caz clar este secvența era și cuvânt intervocaliza. V-am prevenit că sunt mai multe, nu sunt numai cele. Da? Sava, Savu, Savinia, dar sunt multe. Da? Și în Rusia, pe zona osetină, deci de influență iranică, avem Sava. Un caz interesant este reprezentat de două serii. Una este Siret Siriu, deci cu rădăcină Sir, și a doua, foarte specială, care aparține zonei central-trace. Ați văzut că și mai sus am vorbit de zona asta central-tracă față de arealele nord-sud-periferice. Strei stremți, deci cu stru. Asta a doua este evident rudă cu struma, anticul strumă. Și mai avem câteva ruri mai mici, mai puțin cunoscute. Strima, Striama, da? Tot în Bulgaria.
În Macedonia avem struga și care este evident rudă cu strugurile. Dar rădăcina str din a curge plus vocală este specifică. Și avem a doua serie, care și are corespondență, dar pe arealele periferice, deci pe zona macedoneană, da, și pe zona da, macedoneană, Vardaru, Serava, Srem, Sremska Mitrovica, Șemnița, Șebnița și așa mai departe. Asta e un caz relativ simplu, Timiș, care este Timacus Timoc, da? Deci este bune, la rudă cu Temz, da? Șar, șarul Dornei, nu? Avem șar în iarăși în Macedonia. Secvența Tarcău, Tarcea, pe care bulgarii secvența o analizează ca elemente relict care continuă etnonimul Trac, Tracana, da? Tracanska reka, Tracania, da? Deci asta e Macedonia, da? Asta este Serbia, Tracanici. Deci aici avem zona macedoneană, aici avem zona sârbă. Eu le-am organizat pe limba română, tuțea, care este un cuvânt mai rar, da? Interesant este secvența vedea, videle, vidu, vidraru, observați, da? Rădăcina ved, vid, și care are corespondențe quasi identice în bulgară, pe linia tracă, vidbol, vidbol, vidinu și râul vid, da? Observați că toate sunt pe zona Dunării, da? Vidrarul nu este pe zona Dunării, dar da, și la bulgari. Cam astea au fost, să spunem, elementele șocante care vreau să vi le prezint. Aici, sigur, eu am o schiță cu Boiana, Boier, dar nu intră în categoria care mi-am propus-o astfel. Am și pus-o aici pe ultima pagină ca să nu uit să o să vă s-o analizez sau să o scot. Vedem în concluzii, ceea ce v-am prezentat acum nu este o listă completă, da? Deci este o listă, să zicem, pe care am considerat-o relevantă, care stârnește sau ar trebui să stârnească un interes. Unele detalii sunt clare, altele sunt mai puțin clare și necesită analize viitoare. Eu cred că practic tot ce am prezentat în seara asta sunt elemente preromane, repet, o parte, sunt mai multe. Da? Foarte multe au corespondențe pe arealul sud-slav, unele și pe arealul central-european, acum este Morava, Mureș, nu, Marița, Mureș, Morava, o Morava în Europa Centrală, o Morava pe zona Serbiei cu acel Oda. Probabil că în clipa când mă voi hotărâ să dau o formă finală, o să mai adaug sau o să mai șterg, o să văd. Mai degrabă să adaug, pentru că ele sunt mult mai multe. Ele sunt mult mai multe. Dicționarul meu, publicat în 2006, deci pe elementele autohtone, conține și alte exemple. Unele trebuie eliminate pentru că nu sunt autohtone de fapt, dar menționez acolo în câteva cazuri că e o situație probabilă sau posibilă, dar că cercetării. Cam asta am vrut să vă prezint. Cred că am vorbit destul de mult, vreo 45 de minute, sau aproape 45 de minute. Aștept întrebări, comentarii, critici. Mulțumim foarte mult, am început deja întrebări. Aș vrea să mai adaug un lucru. Nu l-am trecut aici pentru că n-am știut de exact de unde s-o... Toponimul Iași. Foarte mulți consideră că toponimul Iași este o denumire etnică a iazidilor. Stimați colegi, Iași, sunt mai multe toponime Iași în România. Sunt și niște piscuri de munte, Iași. Deci, ipoteza că Iași ar fi... Nu, mi se pare mai... În primul rând că cei care analizează toponimul Iași, deci, să zicem, capitala Moldovei, nu menționează celelalte, să spunem, microtoponime. Sunt vreo 3, 4, 5 și am găsit niște piscuri. Trebuie să
să le analizăm pe toate, nu numai alea care ne convin. Așa e simplu. Nu? Deci, asta vreau să precizez apropo de sigur. N-am pus aici nici, v-am spus, Iza, pentru ca o situație, să zicem, specială, sau mă rog, ar fi celtisme. Da? Deci ar fi celtisme preromane și nu, să zicem, tracisme curate. Cam asta ar fi. Mulțumim participanților și dumneavoastră, domnule profesor, sperăm să vă mai avem cât de curând printre noi, că sunt multe de discutat, de povestit în acest domeniu. Și dacă tot sunteți singurul deocamdată de la care putem afla astfel de lucruri, ne-am dorit să vă revedem. M-aș bucura dacă tineretul, lingviștii mai tineri, ar aborda chestiunile astea mai serioase. Eu sunt pesimist, adică eu îi cunosc pe cei de la Institutul de Lingvistică și... Da, poate mă înșel, adică eu aș vrea să mă înșel, nu știu. Eu aș vrea să mă înșel. Da. Ne vedem săptămâna viitoare la o discuție despre dacii din sud-estul Europei cu doamna Magdalena Ștefan de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. Vă dorim o seară plăcută și încă o dată mulțumiri pentru că v-ați rupt din timp să fiți alături de noi. Pe curând, la revedere! Numai bine, la revedere!